Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit, urmărit știri și evenimente locale. Emisiunea de astăzi debutează cu rubrica Info Poliție, care îi are ca protagoniști pe șeful Poliției Rutiere și șeful Poliției Rurale din Rădăuți. Se spune că infracționalitatea face casă bună cu sărăcia. Acum, în perioade de criză, putem să ne punem întrebarea dacă a crescut sau nu infracționalitatea la noi. Iată de ce în Stop Cadrul Rădăuțean de astăzi stăm de vorbă cu șeful Poliției Rutiere din municipiul Rădăuți și șeful Poliției Rurale. A crescut sau nu starea infracționalității în municipiul Rădăuți? Din punctul de vedere al circulației rutiere, putem să afirmăm că începutul de an este promițător, cel puțin din punctul de vedere al evenimentelor înregistrate. În ultima perioadă, în baza unor planuri de măsuri întocmite la nivelul Direcției Poliției Rutiere și a Serviciului Poliției Rutiere Suceava, s-a acționat cu precădere pentru combaterea consumului de alcool și pe linia disciplinizării pietonilor și a conducătorilor auto care nu acordă prioritate de trecere pietonilor care au acest drept. În cadrul acțiunilor organizate, de la începutul anului s-au constatat deja 8 infracțiuni la regimul circulației, din care una pentru consum de băuturi alcoolice peste limita legală, și s-au sancționat în jur de 170 de persoane pentru abateri la regimul circulației, deci 170 de contravenții. Din punctul de vedere al evenimentelor rutiere, afirmăm că până în prezent este bine, nu am înregistrat niciun eveniment rutier grav în anul 2008. Sperăm ca trendul să fie descendent în continuare până la capăt. Până la sfârșitul acestui an să reușim să impunem un climat de siguranță rutieră pe principalele trasee din zona de competență a Poliției Municipiului Rădăuți. Cum stă situația în cadrul Poliției Rurale pe eveniment? În cursul anului trecut, obiectivul nostru fundamental a fost asigurarea unui nivel optim de siguranță al cetățeanului. Ne-am axat, în primul rând, pe menținerea unui timp de intervenție optim la apelurile sesizate de către cetățeni, controlul criminalității și reducerea infracționalității. Astfel am reușit, pe parcursul anului trecut, să reducem per total criminalitatea în mediul rural cu un procentaj de 2%. Ne-am axat, în primul rând, pe reducerea furtului din locuințe, pe reducerea infracțiunilor judiciare, în special a celor cu violență. Nu au fost înregistrate fapte grave în această perioadă. Pentru prevenirea criminalității am demarat la începutul anului un proiect pe raza Comunei Marginea, împreună cu autoritățile locale. Am reușit să montăm pe raza Comunei mai multe camere de supraveghere, un număr de 40, în zona centrală, la intersecții, în zona stațiilor PECO, în zona unităților de învățământ. Proiectul a fost urmat în cursul verii de montarea unor alte camere pe raza Comunei Sucevița, după cum știm, o zonă turistică, tranzitată de foarte mulți turiști, atât din țară cât și din străinătate. Și evaluând la sfârșitul anului aceste două proiecte, am constatat că criminalitatea s-a redus cu un procentaj de 20 până la 30% pe raza acestor comune. La sfârșitul anului am montat niște camere de supraveghere și pe raza Comunei Dornești, tot cu rezultate foarte bune în ceea ce privește reducerea criminalității. Intenționăm în cursul acestui an să continuăm aceste proiecte și pe raza altor localități, singurul scop fiind tocmai siguranța cetățeanului. Dacă rămânem în sfera camerelor de luat vederi, Poliția Rutieră se ajută de aceste camere montate în municipiul Rădăuți și în localitățile limitrofe? Bineînțeles, și Poliția Rutieră se folosește în mare măsură de camerele de supraveghere montate atât în localitățile rurale cât și în centrul municipiului. Intenționăm ca în viitor să continuăm montarea aparaturii de acest gen și în restul comunelor. Ne ajută foarte mult la identificarea autovehiculelor care circulă pe principale artere din zona de competență. De asemenea, intenționăm să profesionalizăm activitatea pe această linie prin mărirea capacității de identificare a autoturismelor care trec prin raza de acțiune a acestor camere. Ce alte proiecte aveți în plan pentru
scăderea infracționalității, pentru că spuneam la începutul discuției noastre, perioadele de criză și sărăcia nasc infracționalitate. Aveți mare dreptate. Într-adevăr, în cursul acestui an ne propunem, așa cum am mai spus și înainte, să continuăm proiectul acesta pe care l-am demarat împreună cu autoritățile locale, un program parteneriat, și nu numai prin montarea de camere și prin alte măsuri. De asemenea, vom reactualiza protocoalele cu unitățile de învățământ de pe raza comunelor, să dispunem niște măsuri pentru prevenirea unor acte de violență în incinta acestor unități de învățământ, având în vedere că pe raza noastră de competență se află o mare suprafață de zonă de frontieră. Vom continua cooperarea cu Poliția de Frontieră în vederea identificării persoanelor care se ocupă cu criminalitatea transfrontalieră. Am avut rezultate pozitive în cursul anului trecut. Am reușit atât pe raza Comunii Ulma cât și Brodina să identificăm în flagrant două grupări infracționale. Au fost confiscate o cantitate foarte mare de țigări, în valoare de aproape 200 de mii lei. Vom continua și aceste activități. La început de an, acum, am demarat niște activități pe linia prevenirii și combaterii delictelor silvice, pe linia verificării sistemelor de pază, atât a bancomatelor care sunt în mediul rural, a caselor de bani și, în general, a modului cum sunt asigurate unitățile economice. Judecând după cifrele bilanțului pe 2008, pe ce loc se situează Poliția Rutieră din Rădăuți și Poliția Rurală în județul Suceava? Depinde din ce punct de vedere luăm bilanțul. Dacă luăm din punctul de vedere al evenimentelor rutiere, nu stăm tocmai bine. Au crescut foarte mult atât numărul cât și consecințele evenimentelor rutiere grave. Dacă în anul 2008 înregistram 13 morți, în 2007, în anul 2008 am înregistrat 26. Deci s-a dublat numărul de morți din accidente rutiere. Iar numărul evenimentelor rutiere, în cea mai mare parte, a crescut în mediul rural, pe principalele drumuri din zona de competență. Și nu mă refer doar la drumurile naționale, cu un trafic foarte intens, cât și la cele județene și chiar comunale. Am înregistrat evenimente rutiere mortale pe drum comunal, un drum pe care trece o mașină la jumătate de oră, ca să fiu mai exact. Indisciplina rutieră este generalizată, din păcate, și nu e doar la nivelul Rădăuțului, ci la nivelul întregului județ și chiar al țării. Dacă ar fi să concretizați, în rândul celor indisciplinați, predomină șoferii din străinătate sau români veniți din străinătate sau cei de aici, de ai noștri, de acasă? Ambele categorii de conducători auto pot să spun că fac greșeli elementare. Oricum, principalele cauze ale evenimentelor grave rămân indisciplina pietonală. Și aici, în mediul rural, în cel mai mare procent, iar din cauzele referitoare la conducători auto, viteza, și nu viteza nelegală, ci viteza neadaptată la condițiile de drum. Apoi, depășirea neregulamentară, neacordarea priorității vehiculelor care au acest drept. Mașinile cu volan pe stânga, ca să vedem evenimentele pe fond de depășire. Deci, atenție, conducători auto, care aveți volan pe dreapta la efectuarea manevrei de depășire, ceilalți conducători auto la toate regulile de circulație, având în vedere și valorile de trafic înregistrate în municipiu, creșterea parcului auto de la o zi la alta și așa mai departe. Cum sunt lăsate? Ca să revin la întrebarea pe care a spus-o mai înainte, ce vreau să vă spun e că, normal, fiecare subunitate, fiecare localitate are o anumită caracteristică. Eu ce pot să vă spun e că noi am reușit să aducem aportul la îndeplinirea obiectivelor Inspectoratului de Poliție Județean Suceava. Le-am îndeplinit și pe ale noastre. Mai avem de lucru, cum a zis colegul, la ceea ce privește Poliția Rutieră, dar activitățile pe care le-am desfășurat noi au fost apreciate atât
în rândul comunității, cât și de către Inspectoratul de Poliție Județean Suceava. Eu sper și sunt convins că și în cursul acestui an vom reuși să ținem aproape de comunitate, să intervenim prompt la toate sesizările care o să fie făcute și să îndeplinim obiectivul care este al nostru, care ne caracterizează, asigurarea unui climat de siguranță publică, siguranța cetățeanului, atât rutieră cât și a locuinței, siguranța cetățeanului în general. În cinstea zilei de 24 ianuarie au avut loc o serie de manifestări dedicate Unirii, din care am ales pentru dumneavoastră o secvență de la Colegiul Național Eudoxiu Hurmuzachi. Da, este deja o tradiție în școala noastră ca marile momente din istoria noastră să fie sărbătorite ca atare. Fiecare clasă de profil, clasele de socio-umane, încă de la începutul anului, au de făcut un proiect pentru aceste momente istorice. Acum este rândul clasei a 10-a E, deci o clasă de profil, care s-a pregătit pentru a sărbători cum se cuvine acest moment, adică 150 de ani de la Unirea Principatelor Române. Acești copii au învățat ora Unirii, au învățat ginta latină, au reușit să realizeze o scenetă cu Moșii Onorată și Unirea, au făcut o prezentare în PowerPoint care are în vedere aceste momente importante din istoria noastră a românilor și, de asemenea, au pregătit o horă care să ne amintească de ceea ce s-a întâmplat acum 150 de ani. Se știe că Alexandru Iancuza, deci, a fost o personalitate care a avut un rol important în istoria noastră a românilor. El a pregătit calea aducerii unui prinț străin și a modernizat societatea românească pentru a da posibilitatea celui care a venit, deci după el, din dinastia de Hohenzollern, să aducă România, deci, în stadiul de dezvoltare în care aceasta a fost până la primul război mondial. Evident că datorăm foarte mult acestei dinastii, pentru că modernizarea României a continuat până la al doilea război mondial, când, practic, România se afla la nivelul Europei. Și asta spune tot. Colectivul clasei a 10-a E, îndrumat de profesor Olaru Elena și cu sprijinul domnilor profesori Laurian Abalașii, Radu Pomohaci și Marcel Ungurean, au realizat un proiect care include mai multe momente culturale și artistice. Pentru început vom asculta cântecul Ginta Latină, acompaniat la pian de domnul profesor Laurian Abalașii. Înțelegem cu coale cum se poate de mine. Răspunsele câțiva țărani mai rușinoși. Că da, dacă nu știți dumneavoastră ce e pe lume, atunci noi țăranii de la coarnele plugului vom ști ce e bine și ce e rău? Azi totul de la vlădică până la copică trebuie să luăm seama la necazurile și fericirile vieții. Muncă și câștig datorii și drepturi pentru
toți deopotrivă. Le spuse boierul apoi despre originea românilor, cum și de cine au fost ei aduși pe aceste locuri, despre suferințele lor și cum au ajuns să fie dezminați și împrăștiați prin alte țări. Le dă el pilde câte și mai multe, cu smocul de nuiele, cu taurii învrăjbiți și, în sfârșit, se silește bietul creștin din răzputeri, ai face să înțeleagă care sunt roadele binefăcătoare ale unirii, aducându-le aminte că tot pentru unirea tuturor se roagă și Sfânta Biserică în toate zilele, mai bine de 1850 de ani. Ei, oameni buni, cred că acum ați început. Început cu coare, cât se poate de bine. Răspunseră mai toți. Dumnezeu să vă ajute la toate cele bune. Baiu, să iertați dumneavoastră cu coare, tot n-am înțeles. Răspunse moșul o dată. Dumnezeu să mă ierte, moșioane, dar după cum vezi dumneata, ești cam greu la cap. Moșioane, hai să-mi fac, înțelege mai bine. Vezi dumneata în grădină, acolo bolovanul cel mare? Îl vedem cu coare. Ia fă bine și ia de aici lângă mine. Zise boierul, care ședea acum pe un șirț în mijlocul țăranilor. Mă tem că nu-mi putea cu conii, acolo e greutate în ușadă. Ia ce arcă și vezi. Moșul roată, se duce și vrea să ridice bolomanul, dar nu poate. Ia duce jumnata Vale, Vasile, jumnata Moșulie, jumnata Vale, Pandelache. În sfârșit, se ducă ei vreo 3-4 țărani, urnesc bolomanul din loc, îl ridică pe umeri și l-aduc lângă boier. Ei, oameni buni, vedeți? S-a dus moșion și n-a putut face treaba singur. Dar când v-ați mai dus câțiva între ajutorului, treaba a fost făcută cu mare ușurință. Greutatea n-a mai fost aceeași. Povestea cântecului. Unde-i unul lui putere la nevoi și la durere? Unde-s mulți puterea crește și dușmanul nu sporește? Așa și cu unirea, oameni buni. Credeți că de ajutat Dumnezeu să-i unim cu Moldova, cu Valahia, avem să fim numai atâția? Frații noștri din Basarabia, din Bucovina, din Dobrogea și cei de peste Dunăre, din Macedonia și din prin alte părți ale lumii, de-or vedea că trăim bine și ei se vor bucura și ne vor iubi. De nor mai îndrăzni dușmanii a se lega în vești de români. Dar apoi, frații noștri de sânge, franțuzii, italieni, spanioli, portughezi, ce așteaptă? La orice întâmplare, Doamne ferește, sunt gata ca să-și verse sângele pentru noi. Unirea face puterea, oameni buni. Cred că acum ați înțeles și răs înțeles. Ba eu să iertați dumneavoastră cu coanii, tot am înțeles. Răspunse moșioanele. Cum se face asta, moșioane? Mai bine ceva întâlnocit și un copil putea să înțeleagă. Măi așa cu coanii. Răspunseră ceilalți. Moșioane. Zise acum boierul că am tulburat de multă oboseală. Ia spune dumneata în legea dumitale, cum ai înțeles, cum n-ai înțeles. De când se face atâta vorbă, să auzi și noi. Dă cu coanii să nu va fi cu supărare. Dar de la vorbă și până la fapte mari deosebite. Dumneavoastră, ca fiecare boier, numai ne-ați poruncit să aducem bolovanul, dar n-ați pus umărul cu noi la adus. Cum ne ziceați odinioară, că de-a mult tot o să iei la parte la sarcinile astea. Că dă, bine ar fi dacă ar fi așa, că și la război înapoi și la pomană navală, parcă nu prea vine la socoteală. Iar de la bolovanul dumneavoastră am înțeles așa, că până amul, noi, țăranii, am purtat o piatră mai mare sau mai mică pe umerile noastre. Și am tot noi suntem chemați, opinca spre a purta o stâncă pe umerile noastre. Să dea bunul Dumnezeu să fie altfel, mie unul ea lumea pare rău. La aceste vorbe, țăranii ceilalți au început a strânge din umeri, a se uita lung unul la altul și a zice. Ea face că și roata noastră să aibă dreptate. Iar boierul, luându-i înainte cu glume, a înghițit gălușca și a tăcut morcul. Thank you.
În această săptămână au avut loc două ședințe de Consiliu Local. Urmăriți în momentele ce urmează o dezbatere pe marginea ordinii de zi a acestor două ședințe. În această săptămână, ziua de luni a debutat pentru domnii consilieri cu o ședință extraordinară prezidată de domnul profesor Adrian Puiu, prezent acum în studioul nostru. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Bună seara! La întâlnirea noastră de astăzi din studio mai participă și domnul consilier Maierean Tiberiu. Bună seara! A spus că trebuie să fie și opoziție. Două ședințe în aceeași săptămână, o ședință extraordinară și o ședință ordinară, dar ca să nu plictisim, încercăm să mergem repede prin ordinea de zi și să ne oprim doar asupra punctelor de maxim interes pentru cetățean. Începem cu ziua de luni, o ședință extraordinară convocată de către primarul în funcție Aurel Olărean, ședință care are trei puncte pe ordinea de zi și rubrica clasică deja de informări, interpelări, sesizări și comunicări. Cele trei puncte sunt doar puncte de consultare și nu proiecte de hotărâre. Se justifică atunci o asemenea ședință? În opinia noastră, a grupului de consilieri PDL și a domnului primar, s-a justificat o astfel de ședință din moment ce ea a fost convocată ca și ședință extraordinară. A fost o ședință în care primarul municipiului și-a propus să consulte Consiliul Local în două chestiuni, și anume în acordarea unui aviz favorabil pentru construirea unui incinerator de către societatea comercială Superstar, și de asemenea o consultare a Consiliului Local în vederea acordării unui eventual aviz pentru construirea unei fabrici de adeziv de către societatea Eger. Aș dori să precizez că fiecare dintre dumneavoastră aveți în față o mapă care conține o informare, o prezentare succintă a incineratorului, câteva anexe cu adrese pe care ne-am primit noi din partea primăriei și răspunsuri pe care le-am adus înapoi primăriei, și o prezentare mai detaliată a incineratorului, mai mult în imagini, care a fost văzută și la ședința de dezbatere deschisă organizată la firma noastră. O idee de bază care stă în fața noastră ca un obiectiv este transparența și o colaborare și o comunicare permanentă cu organele reprezentative din zona locală, la nivel local și regional. Despre fabrica din Rădăuți, câteva cuvinte. A fost o investiție desfășurată până acum în condiții excelente. Am ajuns la un nivel de investiție de circa 210 milioane de euro. Poziția noastră, deja o știți, suntem foarte cunoscuți, am avut multe discuții pe tema asta. Noi am obținut deja, nu o să intru foarte mult în amănunte aici, dar am obținut deja și această certificare integrată de mediu. Și de la început nu am făcut și nu facem niciun pas fără a face demersurile necesare pe lângă autoritățile care au responsabilități în zona în care dorim să ne desfășurăm activitatea. Este vorba de autoritățile de mediu, dar este de asemenea vorba și despre dumneavoastră, cei care conduceți destinele acestui oraș. Și procedăm la fel și cu colegii noastre de la nivel regional. Investițiile noastre, este vorba de două lucruri pe care dorim să le punem în practică și aceste lucruri sunt dictate de rațiuni economice foarte importante, mai ales în perioada actuală pe care o trăim cu toții. Deci motorul principal care ne determină să dorim să facem aceste investiții în această direcție sunt în principal economice. Dorim ca prin implementarea unei fabrici, unui generator de aer cald pe bază de biomasă, în primul rând să reducem consumul, să reducem dramatic consumul de gaz care al fabricii noastre, și noi suntem un mare consumator de gaz. Știți foarte bine ce se întâmplă la nivel mondial cu care e situația gazului natural. Am dorit să ne reducem puțin dependența de acest și influența acestui parametru în producția noastră. A doua investiție
mă refer la fabrica de adeziv, este un punct important pentru noi în reducerea costului și în lupta noastră de a fi cât mai competitiv pe o piață tot mai agresivă și în care supraviețuirea agenților economici devine o chestiune deosebit de importantă. Prin implementarea generatorului de aer cald cu utilizare de biomasă, practic, noi vom consuma acolo tot ce este deșeu care poate să ardă pe bază de lemn. Investiția este de ultimul tip la nivel mondial. Este dotată cu toate filtrele și va lucra în niște parametri de cel mai înalt nivel. Vom reduce folosind această instalație. O reduce cu circa 40.000 de tone consumul sau emisiile de dioxid de carbon fosil în atmosferă. Asta este echivalent cu circa 9.000, emisiile a circa 9.000 de locuințe private. Apoi, prin fabrica de adeziv, am dorit să reducem puternic costurile, să reducem cantitatea de și numărul de mijloace de transport care vor veni către fabrica noastră, deoarece la ora actuală adezivul despre care vorbesc îl aducem din import și el vine către noi pe două căi, dar mai ales pe transport auto. Și lucrul ăsta trebuie să-l reducem, costă foarte mult. Și pe lângă asta, traficul, încă zona în care suntem, nu beneficiază de o infrastructură care să facă, să zicem așa, acest mod de transport lipsit de efecte către populație. Nivelul de investiții la care ne referim aici sunt pentru fabrica de adeziv, este vorba de 40 de milioane de euro. Iar pentru instalația de biomasă vorbim de 13 milioane de euro, deci o investiție totală de circa 53 de milioane de euro și între 40 și 50 de noi locuri de muncă. Nici societatea Superstar, nici firma austriacă Jäger nu au solicitat nicio autorizație și un accept din partea primăriei. Da? Da, așa este. Nouă celorlalți ni se pare o ședință, ni s-a părut o ședință, să zicem, cu un caracter ciudat, deoarece nu a avut un temei legal, fiind o ședință extraordinară prin faptul formal în sensul de convocare, neavând nicio problemă de urgență de rezolvat, mai mult au fost doar informări, nu consultări. Consultarea presupunând reluarea unei hotărâri, existența unei hotărâri în final. Deci, domnul primar, în acea ședință, inclusiv chestiuni de genul trebuie consultată populația, poate chiar să facem și un referendum. Sunt aceste două probleme. Faptul că societatea Superstar dorește să construiască un banal incinerator, care, după cum spune reprezentantul societății, nici măcar nu poluează, nu consumă nici apă care să o reintroducă în circuitul pluvial, și societatea Jäger vrea să construiască o altă fabrică, dar deocamdată se află la stadiul de intenții. Sunt două probleme care necesită un referendum? Sunt două probleme care implică întreaga comunitate și în situația în care decizia de construire este extrem de importantă și atunci importanța acestor chestiuni poate necesită un astfel de referendum, consultarea întregii populații. Poate Consiliul Local avea o anumită viziune, iar populația municipiului să aibă cu totul alta. Sunt chestiuni majore care pot afecta, și aici știm cu toții despre ce este vorba, despre mediul înconjurător, și atunci nu ne putem juca cu astfel de probleme și trebuie să avem avizul populației, dacă se va considera că este necesar. Da, este corect ce spuneți dumneavoastră, domnul profesor, dar
Revin la problema care am spus-o. Niciuna din cele două societăți nu au solicitat primăriei de la Rădăuți nici măcar un aviz. Pe de o parte. Iar pe de alta, ce rol mai au atunci comisiile din Consiliul Local? Cu toate acestea, reprezentanții ambelor societăți au venit în acea ședință și au expus documentația aferentă demarării celor două proiecte. Deci, cele două societăți în strategia lor economică au în proiectul lor realizarea de intenție de a construi celor două comisiile, obiective. Comisiile din Consiliul Local atunci. Problemele care s-au dezbătut în Consiliul Local cu ocazia acestei ședințe, sigur că da, au o latură de mediu, a problematicii de mediu foarte sensibilă. Însă, ca orice problemă, trebuie să începem cu acordul specialiștilor din autoritățile guvernamentale care sunt plătiți pentru a da avize sau pentru a face proiecte de impact de mediu. Rezultând din aceste documente o anumită direcție. Dacă investițiile respective au un impact de mediu pozitiv sau zero, este o hotărâre. Dacă vor avea prin aceste documente un impact de mediu negativ, atunci hotărârea care se va lua va fi cu totul alta, de aceea de respingere a investițiilor. Însă, orice investiție începe cu un certificat de urbanism, care declară legitimitatea unei intenții de a se construi un anumit lucru. După care se fac toate demersurile pentru obținerea avizilor și, în consecință, se poate da sau nu, ca urmare a celor avize, autorizația de construcție. Fără autorizație de construcție, orice par bătut pe teren este un lucru ilegal. În consecință, primăria și Consiliul au o sumă de mijloace de a opri dacă o astfel de investiție ar fi incorrectă sau dăunătoare mediului sau cetățenilor din orașul Rădăuți. Deocamdată să-și spună părerea specialiștii. După ce își vor spune ei... Rubrica de informări, interpelări, sesizări și comunicări a adus în aceeași ședință pe domnul Constantin Obad. Domnia sa a construit pe baza de la școala sportivă un patinaj. Se pare că a fost cercetat de poliție, iată de ce urmărim chiar acum imagini din sală. Mă numesc Obadul Constantin. În urma reportajului difuzat de emisiunea locală Imbit, în legătură cu paragina patinarului natural care există în grădina de tir, făcând sport în orașul de 20 de ani de zile, m-am gândit să fac un patinar natural artificial. Ca să fiu în regulă. Poftiți? Natural sau artificial? Natural. Natural, că artificial nu am bani pentru deocamdată. N-am zis că știi la lot, am să-l fac. Ca să fiu în regulă cu toate actele, m-am adresat în data de 7 aprilie către primăria orașului Rădăuți cu o cerere în care eu, directorul firmei mele, rog, am încherea terenul de hockey din grădina de tir pentru a amenaja acest patinoar natural care cândva era foarte frumos în orașul Rădăuți. Am primit o hârtie de la primăria orașului Rădăuți în care îmi spune așa, în legătură cu cele solicitate de dumneavoastră, vă informăm că terenul încheiat de hockey în incinta grădinii de tir Ceva cel Mare se află în administrația clubului sportiv școlar și cu drept de folosință pentru clubul sportiv municipal. La rândul meu, după aia m-am dus la clubul sportiv școlar, la domnul Deneș, am avut un contract de închiriere între mine și dumnealui, după aia m-am dus la servicii comunale ca să nu fiu hoț de apă a orașului, mi-am încheiat acest contract cu servicii comunale. După 8 zile și 8 nopți care am dormit în mașină și am realizat acel patinoar, mă trezesc acum vreo 2 zile cu niște lucrători ai poliției, parcă ar fi fost cel mai mare hoț. Vă rog să veniți să dați notă explicativă la poliție, vă insistăm de a patina, de a folosi acest patinoar. M-am dus la poliție, i-am arătat documentele, hârtia semnată de domnul primar, în care unii trebuie să mă atestez, că nu sunt în regulă, astăzi vine domnul Deneș, și-a zis, Costică, nu-ți mai dau voie, din cauza m-a chemat la primărie și-a zis că dacă mă lasă pe mine cu patinoarul, îl desfințează pe el, nu-i mai dă fonduri. Și de-aia vine să vă întreb, nu știu cu ce am greșit, dacă a avut un patinoar care costă 3 ore, 3 lei. Deci la ora 16, la ora 20, la ora 18, la ora 21, copiii patinează 3 ore, 3 lei. Deci este nimic, deci este o muncă de-a mea, dar fiind sportiv, am zis, hai să fac. Și
am primit hârtia asta, parcă aș fi fost cel mai mare infractor. Și vreau să o clarificăm aici, să vedem, pot să mai folosesc sau nu acest patinoar. Într-adevăr, este al treilea patinoar deschis anul ăsta și cred că ar trebui să încurajăm să mai poată deschide cât mai multe, ca copiii noștri să aibă unii să facă mișcare și să nu-l, să nu-i oprim sau să nu-i obstrucționăm. Într-adevăr, probabil că devine o concurență de al colegilor domnului primar, o spun și nu mi-e frică niciodată, pentru că după discuția care a avut-o la sala bibliotecii pentru acel patinoar artificial, în care am fost și eu de acord ca să deschidă, s-a spus că o să fie cu 9 lei sau 90 de bani metru pătrat. În final, domnul primar a semnat un contract de colaborare care a oferit gratuit. Foarte bine că a oferit gratuit pentru ca să aibă condiții cât mai bune și cât mai ieftine pentru copiii noștri. Nu trebuie să împotrivească, părerea mea este, și trebuie să fim de acord ca să deschidem în continuare și alte terenuri și de alte categorii de sporturi și să nu oprim tineretul să facă mișcare. Dacă așa e într-o concurență, unul face cu 10 lei, altul cu 5 lei, altul cu 3 lei, poate mâine face unul gratis sau cu un leu. Deși probabil că prețul e prea mic și încurcă pe altă concurență. Haideți să fim corecți, să lăsăm fiecare ca să facă. Deci contractul care l-a încheiat Costică cu școala sportivă este legal, constituit, deci e valabil conform codului civil și codului comercial. Deci eu îți spun că ar fi bine să se deruleze activitatea în continuare și să fie atente structurile la primărie, mai ales cei care lucrează direcția tehnică. Acolo e problema că situația juridică a terenului lingă clar. Terenul căia primăriei, căia școlii, dar pe domnul Costică, el se vadă, de, așa părerea mea este că el este legal, deci funcționează corect. Da, și astăzi a venit domnul Deni și a zis, Costică, nu mai pot să te lați din cap, m-a chemat azi la primărie și a zis că dacă te las, nu-ți mai dau... Deci primăria nu te lasă. Da, da. Da, primărie. Deci, concurența este benefică, desfășoară-ți activitatea sănătoasă în continuare, în cadrul legal. Domnul primar, dacă vrea să te obstrucționeze, îl poți acționa la judecat. Vreau să vă informez că acel patinoar, grădina de tir, este domeniul public al municipiului Rădăuț, conform hotărârii Consiliului Local numărul 82 din 1999, și a hotărârii Guvernului 1357 din 2001. Deci, în inventa apare domeniul public al municipiului Rădăuț, fără a face referire la clubul sportiv școlar. Dar aici este scris semnătura lui domnul primar, da. Se iau legătura cu acele două instituții. Da. Deci am procedat legal. Orice act din primărie care pleacă spre o instituție sau o persoană fizică poartă trei semnături. E semnătura primarului, e semnătura secretarului și a compartimentului de resort. În această adresă e semnătura lui domnul director Cofler. Am trimis adresa, te rog, domnul meu, să-mi expun și eu punctul, că dumneavoastră mi-ați arătat tricou, eu nu v-am arătat cravata. L-am direcționat la clubul sportiv ca să ia legătura, să vadă dacă este proprietar. Simplu. Deci există un patinoar artificial cu costuri foarte mari, construit în centrul orașului și normal cu un patinoar natural, care este un element concurent pentru acesta, nu dă bine pentru anumite persoane. Cauzează disconfort la nivelul anumitor persoane. Și atunci s-au luat măsuri, s-au trimis organele de cercetare. Vă las pe dumneavoastră, dragi dăuceni, să ghiciți pe cine deranjează existența concurenței în materie de patinoare unor patinoare artificiale, a patinoarelor naturale, mă scuzați, construite la Voința sau la școala generală numărul 3 sau 5. Domnul Puiga, mai există o inițiativă a unui patinoar la școala Bogdan Vodă. Aceea n-a deranjat? Nu dețin datele și informații necesare, astfel încât nu pot să expun. Mergem la ședința numărul 2 pe care ați prezidat-o.
prezentarea procesului verbal a ședinței, după care proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii de Consiliul Local numărul 64 pentru alegerea Comisiei de Validare. S-a modificat Comisia de Validare din Consiliul Local, da? Da, în condițiile în care domnul Irimescu este deputat și și-a dat demisia din Consiliul Local, dumnealui făcea parte din acea comisie, a trebuit să completăm această comisie. Locul i-a fost luat de doamna consilieră Angelica Popescu, de la Partidul Social Democrat, cu unanimitate de voturi. Deja după ce avem o comisie de validare, se pot face alte alegeri. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local a domnului Mircea Irimescu, înscris pe listele PNCCD la alegerile din 1 iunie pentru Consiliul Local al Municipiului Rădăuți și declararea ca vacant a locului de consilier deținut de acesta. Iarăși nu a fost decât o simplă formalitate de îndeplinit. Proiectul a trecut cu unanimitatea voturilor consilierilor. Un loc liber în Consiliul Local trebuie ocupat, inițiat de către primarul Aurel Olărean. Proiectul următor aduce în discuție validarea mandatului de consilier a domnului Tudorie Nicolae. A fost singurul punct de pe ordinea de zi care a generat dispute între, practic s-au constituit două puncte de vedere, cu fiecare având propriile sale argumente, a fost și singurul punct de pe ordinea de zi respins. Ca urmare a încetării mandatului de consilier a domnului Irimescu Mircea, comisia constată următoarele. Și acum se evidențiază adresa. Prin adresa PNCCD, Organizația Județeană Suceava, numărul 18, din 14.1.2008, înregistrată la primărie cu numărul 536, din 15.1.2009, a fost confirmat faptul că domnul Tudorin Nicolae, aflat pe locul 3 pe lista de candidați PNCCD pentru alegerile locale din data de 1.6.2008, este următorul supleant pentru funcția de consilier local al municipiului Rădăuți. Prin adresa PNCCD, Organizația Municipală Rădăuți numărul 4, din 19.1.2009, înregistrată la primăria Rădăuți cu numărul 631 din 19.1, ni s-a comunicat că domnul Tudorin Nicolae nu mai este membru PNCCD, următorul supleant pe lista PNCCD fiind domnul Mihai Curelar. Față de aceasta, Primăria Municipiului Rădăuți a înaintat o nouă adresă PNCCD către PNCCD Organizația Suceava pentru a se clarifica această situație. Prin adresa numărul 26 din 20.1.2009 a PNCCD Organizația Județeană Suceava, înregistrată la Primăria Rădăuți cu numărul 866 din 21.1.2009, a fost reconfirmat faptul că domnul Tudorin Nicolae este următorul supleant pentru funcția de consilier local al municipiului Rădăuți. Iar adresa Organizației Municipale PNCCD Rădăuți, prin care se face o altă nominalizare, este nestatutară și, în consecință, nu poate produce efecte juridice. Prin adresa 1424 din 20.1.2009, PNCCD, Cabinet Președinte, înregistrată la Primăria Rădăuți, cu numărul 867 din 21.1, ne se aduce la cunoștință că domnul Tudorin Nicolae nu mai este membru partidului PNCCD din 21.5.2008, iar următorul candidat aflat pe locul 4 pentru funcția de consilier este domnul Curelar Mihai. În altă ordine de idei, și având în vedere prevederea articolul 45 alineatul 1, care stipulează... Aia n-am spus că o citeam. Asta este un punct de vedere al domnului secretar. Și nici de cum nu faci parte din raportul comisiei. Deci, vă rog să vă opriți. Da. Am avut... Deci, vă rog frumos să citiți raportul comisiei și nu altceva. Deci, nu corect, comisia a dat un raport. Da. Vă rog frumos să citiți raportul comisiei. Citești tot, ce are. Da. Noi suntem, toți sau nu, că noi suntem comisia, nu numai. Deci, asta poate fi... Vă rog să citiți raportul comisiei. Deci, nu mă puneți la... Nu, vă rog. Deci, vă rog să mă rugați. Vă rog, insist chiar. Insistați dumneavoastră, facem circa. Atunci citiți raportul comisiei. Am stabilit că semnăm numărul de vot. Pe raportul comisiei, nu pe alt text. După ce citim raportul și completăm cu raportul comisiei. Deci, acela face, este un punct de vedere separat de raportul comisiei. Raportul comisiei este actul care... Eu mi-l asum pentru că fac mai... Îl citiți după citirea raportului comisiei, îl citiți dumneavoastră în continuare din punctul nostru de vedere. Domnul Maian, s-a oprit. Citiți mai întâi raportul și cum faceți precizare. Raportul comisiei. Deci vă citesc raportul și... Raportul comisiei, nu textul care aveți în față. Domnul președinte, vă rog frumos să intronați legea și nu bunul plac. Dar am spus, domnul consilier, citește raportul și raportul comisiei. Comisie, deci opresc
citirea raportului cu, nu știu din ce considerente, ca urmare a analizei tuturor documentelor depuse de comisie de, la comisia de validare, în urma supunerii la vot a punctelor de vedere în comisie, a rezultat faptul că la data 22.1, domnul Tudor Nicolae nu a putut face dovada calității de membru pe RCCD conform legii 67/2004, articolul 92 alineat 9, drept pentru care apreciem că poate fi validat și propunerea validarea poziției următoare de pe listă. Aici s-a votat cu 3 voturi. Doamna Popescu, domnul Maierean și domnul Bot a votat pentru, subsemnatul și domnul Ardelean a semnat împotrivă la rezoluția asta. Dau un citire în continuare punctul de vedere a... Lăsați-mă să citesc. În altă ordine de idei. Deci ne-am oprit la adresa. Domnul Galan, ține-mi bunul simț să lași un om să vorbească. Mulțumesc. Deci adresa inițială s-a oprit la specificarea că, primită de la cabinetul președintelui PNCCD, că domnul Tudor Nicolae nu mai este membru de partid în 21.05.2008. În alte ordine de idei și având în vedere prevederile articolului 45 alineat 1, prin care se stipulează că propunerile de candidați se fac în scris, în 4 exemplare, de către partidele politice, alianțe politice, alianțe electorale sau organizații cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri, sub semnătura conducerii organizațiilor județene ale acestora. Acum nu și asumă toată comisia de validare punctul de vedere, deci considerăm că nu se poate fi luată în vedere adresa numărul 1424 din 20.1, emisă de cabinet președinte înregistrată la primărie în data de 21.1. Mai mult decât atât, în această adresă se prevede că domnul Tudore nu mai este membru PNCCD din 21.5, fapt ce nu concordă cu realitatea, având în vedere că, candidatura domnului Tudore Nicolae a fost depusă la Biroul Electoral de Circunscripție a municipiului Rădăuți, iar domnul Tudore a semnat declarația de acceptare a candidaturii ca membru PNCCD. Numele său fiind tipărit pe buletinele de vot pentru alegerea autorităților administrației publice în 1.6.2008 și confirmat de biroul de circunscripție electorală numărul 4 Rădăuți. Menționăm că organizația județeană și locală a PNCCD nu a comunicat biroului circunscripției electorale că domnul Tudor Nicolae și-ar fi dat demisia din funcția de candidat pentru Consiliul Local la alegerile din 1.6 pentru a se lua măsurile legale pentru desfășurarea alegerilor. Domnul Tudor a candidat pe listele PNCCD-ului și în urma alegerilor, două dintre primele două poziții, două au fost validate și cei primele două persoane au devenit consilieri. Conform legii, următoarele persoane devenite sunt supleanți. Până aici totul bine și frumos. Adresele primite de la Suceava, subsemnătura președintelui interimar al organizației județene PNCCD, confirmă calitatea de membru supleant. Această calitate de membru supleant este arhicunoscută, e publică. În lege spune așa, ce trebuia să confirme, de fapt, Comitetul Județean de Partid? Că supleanții fac parte din partidul politic respectiv. La data validării. Bun. Nu scrie nicăieri, nici măcar pentru data la care a fost emisă, normal, acea adresă, că nu se putea emite o adresă pentru data de azi. Pentru data de ieri, de alaltă, de săptămâna trecută, deci nu spune că supleantul Tudoriev este membru al PNCCD. Deci, bazându-ne pe aceste elemente, precum și prin faptul că Bucureștiul confirmă că nu este membru al PNCCD, ca urmare a demersurilor organizației locale, precum și faptul că organizația locală PNCCD confirmă că nu mai este membru al PNCCD, noi nu am putut valida mandatul domnului Tudoriev. Și, în consecință, suntem în situația de a valida următorul supleant care este confirmat de către București și organizația locală. Eu nu mi-am dat demisia niciodată. M-am implicat trup și suflet, repet încă o dată, și am muncit. Îmi merit locul 3, nu spun vorbe mari, îl merit cu prisosință. Stați un pic în antrenă. Ca să demonstrez că dumneavoastră
afirmațiile dumneavoastră să bat cap în cap. Deci este o ordine acolo în care spuneți dumneavoastră că m-ați... Că nu mai fac parte din partid. Eu nu știu acest lucru. Am aflat din ziarul Rădăuțea. Este o ordine depusă la dosar de dumneavoastră, există acolo, că pe data 21 nu mai fac parte din partid. Cum puteam, domnul Bataman, să nu mai fac parte pe data 21 din partid, dacă pe data de 1 am fost repartizat la Casa de Cultură, secția 1 de votare din Rădăuț, și am stat acolo de la ora 15-16 până la 3-4 dimineața. Și am venit la 5 dimineața în bireul electoral și am luat copii după procesul verbal. Și m-a văzut toată lumea acolo, cât am stat acolo. Pentru cine am stat? Pentru partid, nu? Stimați consilieri, vă rog să luați în calcul că vine de aprobat bugetul. Vă rog, nu lăsați și nu interpretați legile cum considerați dumneavoastră și lăsați secretarul să-și facă treaba, să validați acest consilier care urmează pe listă în urma adresei făcute de către președintele jurabil, președintele legal și recunoscut în fața partidelor politice, este domnul Jurable, președintele județului al partidului țărănist. Mai mult de atâta, de ce solicit? Dacă între timp e o problemă lor de partid să-și o rezolve el, nu vă rezolvați dumneavoastră partea din dreapta mea. Dumneavoastră sunteți în stânga partidelor politice și lăsați ei să-și rezolve această problemă și nu interveniți, nu interpretați cum considerați dumneavoastră. Dacă o să dea în instanță și nu o să considere că el nu este membru de partid, atunci o să pronunți instanța. Nu noi. Noi nu suntem avocații poporului sau avocatul cui. Nu știu. Lăsați, domnul secretar, luați-vă problemele în serios. Luați-vă problemele și respectăm legea, că de asta suntem aduși aici, de asta suntem plătiți din banii contribuabililor. Pentru a respecta legea. Legea nu este mai presus decât nimeni. Nici decât dumneavoastră, nici decât mine. Am aflat că există anumite disensiuni în PNCCD privitoare la cine ar trebui să ocupe locul următor vacant. Ce se va întâmpla în continuare? Pentru că dacă nu a fost validat domnul Nicolae Tudorie... Un moment, poți să spun de ce n-a fost validat domnul Tudorie? Cred că am înțeles cu toții. Spuneți. Nu, se vede din da, imagine. Da. Bun. Deci domnul Tudorie nu a fost validat, întrucât biroul județean al PNCCD trebuia să dea o adresă, prin, conform legii, prin care supleantul Tudorie este, să rezulte că este membru al partidului politic respectiv, conform legii, conform legii 67 din 2004, articolul 92, aliniat 9. Cei de la organizația județeană, în speță domnul Jurablea, a prezentat că este supleant. Că este supleant, o știe toată lumea, ca urmare a faptului că el nu a fost validat în prima sesiune de validare. La național există un protocol între PSD și PDL, da? Văd că la nivel județean la Suceava, PDL-ul a făcut un protocol cu PNCCD-ul, respectiv între domnul Flutur, domnul Olărean și domnul Tudorie, sau domnul Jurablea, da. Se pare că există, și documentele atestă acest lucru, că există niște variante, să le zicem, de lucru, care nu sunt agreate la nivel național. Mai mult, de la cabinetul președintelui PNCCD a venit o adresă prin care se confirmă că domnul Tudorie nu este membru al PNCCD la această dată, el fiind pe locul 3 la membri supleanți, dar membru supleant numărul 4 este cel care este la ora actuală membru de partid și poate fi validat. Întrebarea mea. Ce se va întâmpla în continuare? Lipsește un consilier. În continuare, domnul Tudorie se poate adresa, sau altă persoană interesată, se poate adresa instanței de contencios administrativ în termen de 5 zile pentru soluționarea acestei probleme. Bun. Documentele care vor fi prezentate... Asta e problema lui domnul Tudorie, dar care e problema Consiliului Local? Pentru că aici există un loc liber. Da, problema Consiliului Local este că va funcționa în continuare cu 18 consilieri. Acum dați-mi voie să expun și punctul de vedere al grupului de consilieri al Partidului Democrat Liberal. Într-adevăr, probabil este o problemă internă a Partidului Național Țărănesc. Organizația județeană a trimis totuși o adresă prin care confirmă că domnul Tudorie este primul membru supleant și, în mod normal, în condițiile în care domnul Rimescu este deputat și a părăsit locul de consilier local, ar trebui să intre domnul Tudorie în Consiliul Local.
din partea președintelui național. Se repetă, așa era și în cazul, dacă mi-aduc aminte, asemenea discuții au fost și atunci când Irimescu este consilier, Irimescu nu mai este consilier. Văd că discuțiile încep să devină ciclice. Sunt chestiuni interpretabile și o să vedem ce o să decidă instanța. Noi am tot considerat așa ca și în cazul Irimescu, nu? Deci, conform legii 215, domnul Tudor era următorul supleant. Organizația județeană a trimis o adresă prin care confirma că domnul Tudor este primul supleant și, în mod normal, dumnealui trebuia să devină consilier local. Da. În condițiile în care s-a votat, a fost 9-9, proiectul de hotărâre nu a trecut, consiliul local nu s-a completat, domnul Tudorie n-a primit mandatul din partea între cele două tabere local. Sunt cunoscute telespectatorilor, dar eu mă refer, când întreb ce se va întâmpla în continuare, mă refer la acel 9-9 veșnic care vine de acum încolo. Cu siguranță că în viitorul apropiat, consiliul local se va completa cu cel de-al 19-lea membru. Într-o formă sau alta, acel consilier din partea PNC va fi validat până la urmă. Sigur că da, dar ce se întâmplă? Astăzi s-a încercat o manipulare a Consiliului pentru a-l valida pe domnul Tudorie. Nu s-a reușit. Însă și titlul proiectului de hotărâre este validarea domnului Tudorie. În condițiile în care titlul proiectului de hotărâre trebuia să sune validarea locului de consilier vacant pe listele PNCCD. Deci atunci exista libertatea ca noi să validăm pe cine trebuia, nu? În ședința de Consiliu. Nu s-a dorit treaba asta și s-a indus mereu această idee. Deci acest punct trecem peste el cu remarca va urma. Va urma. Da. Cu siguranță. Proiect de hotărâre privind acordarea de înresniri la plata impozitelor și taxelor locale pentru contribuabili persoane fizice. A fost un proiect de hotărâre inițiat de domnul primar prin care o serie de persoane au primit astfel de înresniri. El a trecut cu unanimitate, ca de altfel toate proiectele care au urmat au îndeplinit unanimitatea consilierilor participanți la ședință. S-a concesionat fără licitație publică o suprafață de teren din domeniul public pentru balcoane aferente unui număr de 3 cetățeni. Da. S-a aprobat? Da. Totul s-a aprobat. Totul s-a aprobat cu unanimitate, așa cum a spus și domnul președinte astăzi. După cum vedeți, atunci când proiectele au un caracter serios, sunt rezonabile, ambele grupări votează pentru inițiativele domnului primar. Deci noi nu ne transformăm într-o blocare a inițiativelor pozitive ale lui domnul primar. Trebuie să mă spunem telespectatorilor că 8 metri pătrați de teren din domeniul public au fost aprobați pentru 25 de ani către Rom Telecom, că serviciul de ecarisaj și gestionarea câinilor comunitari, după îndelungi discuții, a trecut de la servicii comunale către primăria municipiului Rădăuți. Să ducă mai bine câinii ăștia de acum? Să sperăm că executivul va găsi o soluție prin care va gestiona această problemă mai eficient decât o făcea 10 servicii comunale. A fost punctul de pe ordinea de zi, cu excepția punctului 5, la care s-a discutat cel mai mult. Până la urmă a întrunit unanimitatea consilierilor prezenți și serviciul de ecarisaj va trece în gestionarea primăriei. Mai departe, ce s-a mai aprobat? Domnul Maieran? Este o problemă sensibilă asta cu câinii comunitari, prin faptul că ne afectează pe toți ca și impact, atât emoțional cât și fizic eventual. Sigur că da, sperăm ca executivul să găsească soluții. Vom vedea dacă va fi și așa. Noi i-am dat mandat primarului ca să rezolve această problemă delicată pentru noi toți de altfel. Sperăm într-un succes al lui. Deoarece factura care venea de la 10 servicii comunale era una extrem de încărcată. Se pare că undeva în jur de peste 5 milioane de lei vechi erau cheltuieli pentru fiecare câine. Cheltuieli efective pentru întreținerea, hrana, întreținerea, medicație și dacă medicul veterinar Doboș Dorimedon de la PDL susține în ședință că în virtutea actelor în vigoare după normele Uniunii Europene și a legilor veterinare din România se interzice cu desăvârșire ca un asemenea animal să fie hrănit cu resturi de mâncare, cu coș de pâine și cu orice altceva în afară de acea hrană care este pentru câini, credeți că o va achiziționa primăria la un preț mai mic sau cum? Probabil executivul are un proiect în acest sens și va scădea costurile întreținerii. Interesant de văzut. Pentru că numărul câinilor crește direct proporțional. Sperăm că vom avea câini europeni, așa cum a promis domnul primar. Da. Și toaleta din centrul orașului, WC-ul public,
din Parcul Central numărul 2 a trecut de la servicii comunale la, în administrarea primăriei. Da, era prost administrat de servicii comunale. Probabil. Nu vreau să comentez, sper, îi urez succes domnului primar, sper să aibă un succes deosebit cu toaleta. Da, a mai fost un punct pe care l-am sărit, și anume un teren în suprafață de 5.000 de metri pătrați reprezentând stația de transfer deșeuri a municipiului Rădăuți. A trecut în administrarea Consiliului Local SC Servicii Comunale Rădăuți, în administrarea Consiliului Județean Suceava, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor, într-un program integrat județean de gestionare a deșeurilor. Sperăm că va fi o soluție mai eficientă. Planul de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2009 la Primăria Municipiului Rădăuți și la serviciile subordonate Consiliului Local a fost aprobat? Nu, a fost amânat. Că spuneați că s-au aprobat atât. În unanimitate. Da, iată că... Ăsta s-a amânat. Da, s-a amânat. Au fost niște mici neclarități și atunci toți consilierii au fost de acord că acest proiect de penalizare să fie amânat pentru ședința extraordinară de luni. La acest punct, primarul Aurel Olărean a făcut o declarație publică spunând că va reduce până la 30% din numărul angajaților și subordonaților din primărie. Și vă spun că vă să vin cu o propunere de organigramă din 30% reduce. Și tot timpul când aveți, n-am de ascuns, încă niciun neam de-al meu nu mi-am adus în primărie. Probabil că o să-mi dați acceptul până la 4 ani de zile până termin, să-mi iau și eu pe de o ludă, o cunoștință, ceva. Este în bibliotecă. Aia este, domnul meu, aia citește domnul meu în bibliotecă. Sunt 11. Câți oameni avem, câte persoane avem în bibliotecă? 9 sau 11? 9. Avem 9 persoane în bibliotecă, să vă informăm. Dar doamna este muncitor necalificat. Și cu doamna care e necalificat, probabil și calificat și toți sunt 9. Au o centrală care costă, două centrale care au costat 10.000 de euro și încălzire și cheltuieli și apă, că înainte se plătea pe aușa, de 50 de milioane la bibliotecă. Acum plătim 3 metri cubi, iată cu o reducere. Și vă reduc, vă fac o propunere de asta, nu, eu nu pot reduce, că dacă ar fi după mine, dacă era ceea ce spunea domnul că dată cauză să fac primăria firmă privată, sincer, dacă era după capul meu, făceam foarte repede. Nu mai așteptam organigrama după 7 luni de zile. Vreau să vă informez că mâine împlinesc 7 luni de zile de când sunt în primărie, de când sunt validat, cu accept puneată. Așa, a fost, pe tutorii nu l-ați validat, minim ați validat. Ok, și la bibliotecă ne trebuie 3 oameni. Unul să citească, să dea grăsile și unul să aibă grijă să facă curat. Da. Și încă unul deja e plus la 3 ani. Da. Iată că avem 9 de acolo. Da. Și vreau să-i respingeți. Da. Chiar vă rog, domnul Frunză, chiar dacă ne-ați susținut pe primitru, eu vreau să-i respingeți planul ăsta, să nu mai trimit nimic la București, nu mai are nevoie. Da. Nu o să mai are nevoie, da. Da. 30% reducem. Vă rog. Ce părere aveți asta? Este declarația dumnealui, n-aș putea eu să detaliez. Depinde cum ar dori să facă acest lucru. Bănuiesc că va face un transfer de servicii proprii către societatea de utilități comunale și în felul ăsta își va reduce numărul de personal angajat. Alte soluții mă îndoiesc că ar avea la dispoziție. Dar, din moment ce nu a precizat nimic, acestea sunt doar simple speculații. Ce s-a mai discutat? Da, au mai fost încă 3 proiecte pe ordine de zi și anume a fost modificată și completată o hotărâre a Consiliului Local mai veche din 18 decembrie 2008, prin care s-a redus indemnizația consilierilor locali membri în AGA la servicii comunale de la 10% din salariul directorului la 1% în condițiile bugetului de austeritate a trecut cu unanimitate. O să dea bir cu fugiții toți consilierii de acolo, nu? N-aș putea să spun păi poziția domnului consilier. Degeaba, mai bine stai degeaba, nu? Și atunci oamenii o să plece din AGA de la servicii comunale pentru că remunerația este proastă? În mod oficial, deocamdată niciun consilier nu și-a făcut publică intenția de a renunța la calitatea de reprezentant în AGA și inclusiv dumnealor au votat acest proiect de pe urmă de zi. Acum întrebarea mea nu este... cred că domnii consilieri de acolo și noi chiar în general lucrăm pentru bani. Nu cred că lucrăm chiar pentru banii ăștia. Cred că fiecare avem salarii suficient de consistente pentru a nu trebui să facem astfel de... Oricum, e o cheltuială în minus. Deci un pas bun înainte a PDL-ului care a inițiat acest proiect.
se va cheltui mai puțin. Este vorba de aplicarea unei legi dată de nou guvern al României, PDL-PSD, vă rog. Da. Mai departe, ce s-a întâmplat? Mai departe, următorul proiect de pe urmă de zi a fost un proiect prin care Consiliul Local Rădăuz s-a asociat cu Consiliul Județean Suceava pentru promovarea turismului religios în județul Suceava. A fost un, era un proiect mai vechi care anterior a fost respins. Acum toți consilierii au fost de acord. Deci ați avut o interpelare da. Chiar dumneavoastră. Da. Deci, și v-ați și abținut la vot. M-am abținut la vot, întrucât turismul religios nu poate fi conceput în afara religiei. Deci nu se poate ca dintr-o asociere de acest gen să nu facă parte și instituțiile de specialitate, să le spunem așa, deci biserica. Ori biserica și-a formulat prin vocea arhiepiscopului în luna decembrie, într-un comunicat de presă, un punct de vedere prin care nu accede la o astfel de asociere cu Consiliul Județean. Mai mult aici turismul religios nu este identificat prea bine. Nu avem la dispoziție o documentație, un statut, așa că a fost o adoptare de principiu, mai mult decât da, o adoptare adevărată. Proiectul se putea numi simplu promovarea turismului. Nu de acord, atunci era cu totul altceva. Aceasta este denumirea pe care a primit-o proiectul la nivelul Consiliului Județean. Probabil s-a pornit la premisa că blocurile religioase sunt factorul cel mai atractiv din punct de vedere turistic în județ. Săptămâna trecută, Elena Udrea a făcut o vizită în județul Suceava. A fost vizită de turism religios sau de turism? Eu cred că turism. Nu am văzut decât materialele filmate care au apărut în pe posturile naționale, dar cred că a fost un turist. Nu, adevărat, nu. Asta nu exclude vizitarea monumentelor istorice cu caracter religios din zonă, nu exclude închinarea la biserici sau mănăstiri. S-au modificat tarifele de închiriere a spațiilor din cadrul Casei Municipale de Cultură. Spații cu altă destinație decât locuință. Da? Da. Au crescut aceste tarife. Da. De ce? Din cauza inflației. Nu știu dacă neapărat din cauza inflației, dar pentru a aduce niște venituri suplimentare la bugetul local. Da. Și s-a retras de pe ordinea de zi punctul 17, un proiect de hotărâre privind schimbarea din funcția viceprimarului municipiului Rădăuț. Este dreptul necesar oricărui inițiator să își retragă... Da, inițiator primarul Olaru. Să își retragă proiectul pe care l-a propus. A fost decizia dumnealui, dumnealui l-a introdus, dumnealui l-a retras. A dorit domnul Aurel Olărean doar să-l sperie puțin pe domnul Galan? Nici asta nu v-aș putea spune. Ia, dar sunteți în biroul PDL, deci oricum aceste decizii nu sunt individuale. Deci bănuiesc că sunt decizia întregului... A fost hotărârea domnului primar. Așa a dorit domnul. Dar ar fi putut să treacă acest proiect sau nu? Având în vedere cele ce urmau să se întâmple la validarea lui Tudorii, sigur că nu trecea. De fapt, atât validarea lui Tudorii cât și acest punct de pe ordinea de zi cu destituirea și alegerea unui nou viceprimar sunt o lucrătură așa, care n-a ieșit. Dar atunci vă întreb altceva. Dacă trecea acest punct și era destituit viceprimarul Constantin Galan, cine trebuia să ia locul? În condițiile în care proiectul s-a retras, nu cred că are sens să mai prelungim discuția. Deci, cine ar fi luat locul? Conform materialului care l-am primit în mapă, care reprezintă protocolul dintre PNCCD și PDL la nivel județean, rezultă că domnul Tudorii trebuia să devină nou viceprimar. Iar în caz că refuza acest lucru, locul ar fi revenit unui membru PDL. Este punctul noastră de vedere, este interpretarea pe care o dați dumneavoastră. Este protocolul, este scris negru pe alb. Poate domnul Tudorii refuza sau poate PNCCD-ul mai are un consilier local. Și nu, dar era pentru domnul Tudorii. Că celălalt consilier PNCCD a mai fost. Da, pentru că celălalt consilier PNCCD a mai fost viceprimar. Adică domnul Vataman Dorin. Dacă s-ar fi cerut PSD-ului să numească sau să avanseze un nume pentru viceprimar? Era o variantă. Da, sigur că da. Cine ar fi fost cel avansat? Greu de spus. Condițiile de lucru... Ați ca viceprimar? Poate că aș merge ca viceprimar, dar cu un primar ca domnul Olărean este o muncă foarte dificilă și mi este foarte greu. Și cred că oricui este foarte greu. Eu, și domnul Galan, care eu apreciez că munca de viceprimar e ușoară.
Probabil are o fișă a postului foarte subțire de aia. Munca de viceprimar cu un astfel de primar este un lucru deosebit de anevoios și cred că ar trebui apreciați în mod deosebit aceste persoane care și-au asumat în mod benevol să facă o astfel de activitate. Plătită. Plătită, dar nu suficient, este retribuită, dar nu-i plătită. Da. Domnilor, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în Stop Cadrul Rădăuțean de astăzi. Vă aștept cu plăcere și altă dată. La revedere! Bună seara!